If you've come to kill me, I hope you brought friends. Se pare că suntem pe mid contra lui Pantheon. Aș vrea ca ăsta să fie un match full, să pot să-l postez pe tot. Asta ar să joc bine. O să joc Talon, n-am mai jucat de foarte mult timp, dar e un pic destul de bun. Și iau Talon în match ăsta pentru că îmi permite să joc Conqueror cu build de Bruiser. N-o să joc full Assassin, adică n-o să joc cu iteme de Lethality. O să vedeți build-ul, e super interesant. Vă pup și ne vedem când începem match-ul. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi jucăm cu Talon pe mid. Rundele sunt Conqueror, Triumph, Tenacity, Last Stand, Biscuit Delivery, Magical Footwear. Niște rune foarte bune, suntem contra Pantheon, ceea ce înseamnă că are poke power insane, trebuie să avem mare grijă, pentru că ce vrea să fac acum sunt last hit-uri, trebuie să-i scoatem ușor, trebuie să păstrez, cred că W, pentru că acum, da, vrea să fac asta, era clar. Și joacă press the attack, ceea ce o să-l facă foarte bun în trade-uri contra mea. A fost un trade relativ decent, pentru că și eu am dat niște damage, plus minionii mei m-au ajutat să-i dau damage-ul ăla. O să stau relativ aproape de minioni, deci știm că a început W. Și el. Amândoi am început W. Poke-uri pentru el. Ok. Ok, băgăm două poțiuni în moment. Una doar. Mă bat pentru că îmi dă stun. Are stun. OP. Da. Flash. Stun. Trebuia să mă aștept la asta. Am sperat că este un jucător slab. Dar nu este. Ok, a venit un deer, nu știu ce face și de ce face asta. E ok, cred. Dar nu cred că îl bate, sau? Ba da, bine. Well played. Frumos, bravo. Am luat și assist. Uite, un jungler adevărat. Credeam că nu-l bate. Mi-era teamă că nu-l bate. Și mi-a lăsat și Tai Wave-ul la care să vin. Îi mulțumesc din suflet lui deer. Talon Bruiser, o să vedeți de ce. Pe Pantheon nu-l atingi dacă joci Assassin. Un all-in. Ok. Nu puteam să... Q-ul meu... Dacă se mișca Q-ul meu, o leacă mai repede, ce bine era. Trist că n-am putut să-l bat, pentru că... Ok. Aici mă bate. 100%. Are mult mai mult damage deja decât mine. La Pantheon, din păcate, trebuie să-i știi range-ul. Ok, și joacă și o rună foarte bună pentru luptă. Eu nu joc asta. E ok. Da, vreau să-l ajut pe Udyr. Pentru că am pușat wave-ul de pe mid, pe chill. Să pun un ward aici. Azi, mulțumesc. Unde e, nu știm. Ok. Nu e bai. Shen și-o ia de la ăla. Mastery acolo. Deci Mastery o să vină de pe top. Tocmai l-am văzut. În junglă, nu l-ați văzut și voi. Dar e ok. Am și-o ultimata. Lupta începe să fie egală, cât de cât. Relativ. Ok. Ok, aici... Am trollat-o crezând că Udyr stă pe mid. Ok, aici el trolează. Un poke bun din partea mea. Vine și Pantheon. Aruncă cu daia după mine. Ok, am scos pe Garen. E aici ăsta, băieți. E aici. Ah, ok. E pe mid. Nicio formă. Ok. Să vedem. Poate să-mi dea dive. Ok, n-am ratat ăla. Cred că moare. E mort. Da. Very nice. Am dat W degeaba pentru că trebuia să mă ajute să curăț wave-ul. Dar ok. Mulțumesc din suflet, Shen. Bine că ai fost atent. Dacă aș fi avut W-ul curățat și noi wave-ul ăsta mai repede în această luptă. Mulțumesc, Shen, mulțumesc cu Udyr, ați jucat fenomenal până acum. Sunteți respectați în, de mine. Cât de aproape sunt, cât de aproape sunt să-mi iau Gorge încă full. E ok. Ok. Curățăm mid-ul. Și putem deja să facem roam-uri. Op. Păi ăla acolo, mare grijă, îl bate, dar vin și eu. Pe el. Nice. E peste zid. Ok,
Nice. Nice. Mai aveam un auto-atac, dar a fost destul de lent. O luptă foarte bună, în schimb. Moartă. Very nice. Pierdem mai multă experiență, ceea ce este perfect. Bun, și în teorie, pentru că au foarte mulți AD, am zis că mă duc pe buții ăștia, n-o să mai îmi cumpăr nimic, pentru că sunt în urmă cu lane-ul în momentul ăsta. El pușează, pierd minioni. Am mai făcut un jump aiurea. Ok. Mi-a dat ultimata prea devreme. Nice. Da, mi-a dat ultimata prea devreme. Udyr joacă tank. Ok, să mă duc pe top imediat. Vreau doar să pușez mid-ul. Ah, de-aia nu merge Gore Drinker-ul, că-i pus pe 1. Eu-l voiam pe 3. Da, ok. Mă, și miram, bă, unde-mi e Gore Drinker-ul? Ok. Să mă duc pe top. Trebuie să stau la plate, vina mea. Dar vreau să-l omorâm pe ăsta. Pentru că prea crede că face el chestii. Când de fapt nu face nimic și va muri. Uite acum. The movements. An enemy has been slain. Nice, Shen. E peste zid. W în el. Cu Q. Ignite. E peste zidul ăsta, ar trebui să moară Garen. Ar trebui cel puțin. Very nice. Meciul merge foarte bine. Gol pe care stau, nefolosiți. Max la W tot timpul, Q este a doua opțiune. Mereu, mereu, mereu W. Este mega important. O să stăm sub turn pentru că chiar dacă îmi dă o lynch, știu că n-are ignite. Și sub turn nu mă bate. De-aia build-ul de bruiser este șmecher pe talon. Pentru că tu, în teorie, fiind un... N-are ward. Știi ce e frica? Ok. Grijă, grijă. A pus ward aici. Vine la mine? Nu. Ba da, vrea să mă prindă cu un stun. Târziu, n-am văzut. Nu mi-am dat ultimata. Știam că trebuie să mă țin. Uf, ok. Știam că trebuie să mă țin pentru că dacă își dă E-ul în momentul în care eu am intrat cu ultimata peste el, tot damage-ul meu este anulat. O să încerc să mă duc, dar nu ajung. Ok, îmi dau back. Ok. Nu. Vina mea. Ok. Nu-i nimic. Am dat shutdown-ul. Trebuia dat până la urmă. E târziu să mai mă duc acolo, oricum vine și Shen și îi ajută. Tureta de pe mii va fi dată jos. Pantheon nu se spawnează în timp. Dar eu nu cred că am damage să o dau. Nu-i așa? Ba da, am. Nice. Ok, luăm și minionul ăla. N-am farmat deloc excepțional. Puteam să farmez mult mai bine. E complet ok. Back, pentru că pot să-mi iau un alt item de lifesteal. În momentul ăsta am Omnivem, n-am lifesteal. Și de ce este foarte bun Gojinker? Este pentru că te ajută la jungle clearing, unul la mână. Te ajută la... îți dă ability haste foarte mult, ceea ce este extrem de puternic pe talon. Ai cooldown 6 secunde pe Q, pe W în momentul ăsta, pe Q foarte mic, la fel. Până și itemul ăsta dă 20% Omnivem. După ăsta vom construi Black Cleaver, care dă 30 ability haste, vreau să zic ability haste. Dar avem ability haste galore, așa se spune. Foarte, foarte mult. Mult value din partea lor. Ok. Ok. Ultimată pe Zira. E moartă? Nu. Fucking ultimata. Nu merita. Zira are 1-7. Credeam că e mai worth. M-am uitat. Zira face ea un play, normal, că nu e bine. Ok, let's go. Bun.
Mamă, Zira ultimată! Este cea mai enervantă ultimată din joc, ca să știți. Hai pe asta. N-are viață, ok. Mă rog. Easy peasy, lemon squeezy. Îmi dau back pentru că Raven Insider trebuie să le iei. Momentul în care ai bani de Raven Insider, din punctul meu de vedere, și ai oportunitatea de a-ți da un back decent, dă-ți. Pentru că vrei să începi să stachezi itemul ăsta cât mai repede. Nu e un item de care neapărat ai nevoie, în principiu, într-un match greu, în care nu avem 34 la 16 și mult mai mulți bani peste ei, aș cumpăra al doilea item Black Cleaver, al treilea, pardon, că mi-am luat și buții, dar al treilea item mi-aș lua Black Cleaver. Da, da, da. Și pentru că am atâta lifesteal și Omnivamp, damage pe care mi l-a dat, nu contează. Ok, ăla moare, I pe top pușează, pot să mă duc încolo, dar nu cred că mai stă I. Dacă-l... Ok, îl prindem. Haide. E și Vayne, dar nu e mare panică. E Morty. Ok. Ok, bună încercare, dar sunt... nu sunt un squishy asasin. Opa, opa, opa. Here, here, here. Here. Aici. Vino boss. Nicely done. Avem și Shen. Ca să fie treaba, treaba. Mă duc pe top să curăț wave-ul. E greu să mori cu build-ul ăsta. Dacă aveam Black Cleaver e și mai greu să mori. De-aia vrei să-ți iei Black Cleaver al doilea item. Al treilea, pardon. Dar pentru că, cum am zis, scalăm super bine, pot deja să-mi iau ăsta, o să-mi dea și mai mult damage. E un build fenomenal. E un fel de Lee Sin, aș spune. Un Lee Sin Bruiser, pentru că nici Lee Sin... Când joci Assassin, trebuie efectiv să fie match-ul de așa natură să poți să joci Assassin. Dacă nu este match-ul perfect, trebuie să joci și Bruiser, din punctul meu de vedere. Cam așa o văd. Dar chiar dacă am fost în față, mi-am propus de la început că vreau să joc Bruiser. Am vrut să iau Zed pentru că nu era banat, dar am vrut să joc Talon și am văzut că match-ul e favorabil, având în vedere că am un Pantheon, am un Garen, am un Master Yi. Am zis că clar, că clar, am zis că dacă joc Bruiser este super bine în match-ul ăsta. Eu te-l pe ăsta. Bună ultimată, ce pot să zic? Ok, Zira ultimată, i-am dat dodge. Bună Yi. Nu cred. Opa. Un W pe el, dar nu mai am mana, nu mai am mana, nu mai am mana. Distracție continuă, continuă cu Talon, aș spune. Nici nu poate să dea push. Nici nu poate să dea push. Uitați-vă la mine cât de tank sunt și cât de damage dau. Nici nu poate să dea push în turn. Am curățat tot wave-ul în două lovituri. Le place build-ul meu, vedeți sincer. Ok, chiar nici mort. Da, m-a ajutat enorm și Shen. Dar nu mori, v-am spus. Iar dacă prinzi un gore drinker bun, între 3 inamici îți faci viață full. 3-2 inamici, cu cât prinzi mai mulți, cu atâta gore drinker are mai multă valoare. Multe lupte am câștigat datorită lui Shen. Dacă vreți să jucați un campion care să conteze enorm de mult pentru echipă și care să dea foarte mult damage, practic un campion, uitați-vă la el, extrem de puternic, Shen. Vă rog din suflet, dacă jocați top, luați Shen. Nu există un pick mai bun în momentul ăsta pe top. Este fenomenal. Gândiți-vă că puteți să fiți oriunde pe hartă și să afectați orice teamfight. Să fac o schemă. Opa. E mort. Un W superb. Go drink a build, by the way. Și pe Zira, dacă o prind. Nu o prind, ok. Și puterea lui este fenomenală. Back. Bună Yi. One tap. One tap, efectiv. Am 4000 gold. One tap. 700 gold bounty pe capul meu. Luăm ăsta, următorul item este nici, fără niciun semn de întrebare, este Death Dance.
Ăsta plus ability haste, deci 3,3, țineți minte? Deci 2,8, 3,3, 28. 2,7, 3,15, 27. Scade și mai mult, deja suntem oricum la maxim, nu cred că mai putem să luăm foarte mult ability haste. Nu cred că mai pot să iau deloc, sincer. Dar repet, în sfârșit, un jungler care a respectat faptul că, bă, mid-ul poate cară. Hai să-l ajut, să nu fac eu farm 27 de ore de capul meu. Deși eu în meciurile mele de jungle nu fac asta, dar, na. Eu am și stat pușat, adică i-am dat ocazia să... Am și murit aiurea la început. Dar v-am zis pentru că nemai jucând de atâta timp cu Talon, e greu să-ți respecti campionul, mai ales n-am mai jucat de atâta timp contra Pantheon, e greu să-l respecti, dar acum știu că Pantheon are range, cred că 500 pe W este ceva, ceva greu. Oh! Ce? Cât magic, cât damage reduction îi dă Meditate, frate? Scena are ultimata, ne putem calma. 3000 viață Talon, by the way. Ăsta e meta, trebuie să joci chestii dubioase. Trebuie să joci ce e mega OP. Talon nu este S tier sau ceva, de fapt este, dar nu în, nu în silver. Dar este S tier, ai spune. Pain? Nicely done. Să luăm blue. Ăsta baronul. Ce ar trebui să câștigăm? Trebuie să fii și pozitiv cu coechipierii. Când în sfârșit ai coechipieri buni, care nu intează, care sunt chill și alte chestii, dă-le un like pe Facebook. Ok, the real last grudge ar fi foarte bun, dar dacă vrei movement speed să-i prinzi pe toți, hai să luăm așa oricum, din capul lor. Oh. Ok. Deep in and out. Mort datorită red buff-ului? Nu. Ok. Vreau să zic că n-am ultimata, dar am uitat că am CDR-ul mai mic ca orice. E moartă, cred. Da. Da, 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 ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate. Eu toate jos. Ok. Ok, down turn. Și cam ăsta e meciul. Cam ăsta e meciul. Puterea lui Talon pe mid e destul de mare. Deși 99% din play-ul pe care îl vede Talon în momentul ăsta peste tot în orice ilă este în junglă. Eu știind că nu prea... Ok. Tot mori, stai liniștit. Plus că Talon are și un overtime damage pe Q. Voi da doar în Nexus, GG. Mulțumesc de joc, echipă. Cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut. 30 de minute aparent. A durat mai mult decât trebuia să dureze, dar e ok. E ok. Eu am fost Alex, iar noi ne revedem data viitoare. Pup, pup.